În Psalmul 37, cu versetul 5, stă scris: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Când am primit solicitarea de a participa la realizarea acestui devoțional, spune autoarea, mă aflam la spital cu mama mea, în vederea unei intervenții chirurgicale. Am căutat versetul și am vrut să văd ce vrea Dumnezeu să-mi spună mie, în primul rând? Care este mesajul pentru mine în acea situație? Și am aflat că El dorește să-mi încredințez povara sau îngrijorarea în mâna sa și El mă va sprijini. Nu știu cu ce problemă te confrunți astăzi când citești sau asculți acest devoțional. La fel cum pentru mine a fost o provocare și în același timp o asigurare că El va lucra, sper să fie și pentru tine un mesaj de încurajare. De ce a fost o provocare? Pentru că în cartea Divina Vindecare, autoarea Ellen White spune că, citez, mulți dintre cei care mărturisesc că sunt urmașii lui Hristos au o inimă tulburată, neliniștită, pentru că se tem să se lase în grija lui Dumnezeu. A fost o încurajare pentru că, deși îngrijorarea este oarbă și nu poate vedea viitorul, Iisus vede sfârșitul chiar de la început. În orice dificultate, El are o cale pregătită pentru a aduce ușurare. Și în același timp, și ca să revin la situația cu care am început, da, operația a decurs bine, în ciuda riscurilor legate de vârsta înaintată a mamei mele. Povara nu a fost îndepărtată, nici îngrijorarea nu a dispărut, dar am fost sprijinită, susținută. Tatăl nostru Ceresc are o mie de căi prin care ne poate purta de grijă, căi despre care nu știm nimic. Aceia care acceptă principiul fundamental de a face din slujirea lui Dumnezeu o datorie supremă, vor vedea încurcăturile dispărând și o potecă netedă înaintea picioarelor lor.